Uniunea Europeană a devenit cel mai important partener comercial al Republicii Moldova în sectorul fructelor. Potrivit Asociației Moldova Fruct, relația comercială dintre cele două părți s-a dezvoltat semnificativ în ultimii 10 ani. Acordurile semnate cu ei continuă să aducă beneficii economiei moldovenești. Astfel este oferit acces preferențial fructelor moldovenești pe piața europeană în absența taxelor vamale. De la primele loturi de fructe livrate în UE, Moldova a reușit să exporte în 2023 38,7% din cantitatea totală de fructe exportată. Uniunea Europeană este garantul dezvoltării Republicii Moldova. Exemplele României și Poloniei demonstrează clar câte are de câștigat Republica Moldova în urma integrării. Subvențiile pentru modernizarea rapidă a agriculturii cu precăderea sectorului de fructe vor face posibil ca țara noastră să devină livada Europei, a declarat Iurie Fală, directorul executiv al Asociației Moldova Fruct. Așadar, fructele moldovenești sunt exportate fără taxe vamale în toate cele 27 de țări membre ale UE, ceea ce le oferă un avantaj competitiv. În lipsa acestor măsuri de liberalizare, exporturile ar fi supuse unor taxe vamale între 6% și 12%.